V-a fost teamă că pierdeți cupa? Nu, Doamne ferește, cupa a fost mereu la noi. După ce am obținut-o prin atâta muncă și dăruire, n-aveam cum să o scăpăm din mâini. Am dus-o cu noi sus în avion și e aici în siguranță. E cea mai frumoasă medalie? Cea mai frumoasă. Este cel mai înalt nivel la care poți să joci și mă bucur că am obținut această medalie și această cupă, pentru că asta lipsea României. În rest le avem pe toate, dar sper să nu ne oprim aici, să continuăm tot așa. De unde atâta curaj și atâta sânge rece la tine pe tot parcursul turneului, dar mai ales în finală, în ultimele minute, ai reușit să salvezi toată situația și să aduci cupa? Da, pot să zic că poți să o numești așa, sânge rece, dar când ai în spate suporterii aceia care ne țineau în priză meci de meci și știi că ai și acasă cineva te urmărește la televizor, îți dă un impuls foarte, foarte puternic, iar eu am ținut să cred în colegii mei până la capăt, pentru că știu cu cine am de-a face, cu cine lucrez, și s-a văzut, cred că asta în final, am reușit să revenim de la 0 la 2 și am și câștigat cu. Era titlul de World Leader un obiectiv pentru tine personal, poate înainte de start? Nu neapărat. Mă bucur personal că l-am obținut, dar pentru mine cel mai important lucru este că am luat locul 1 și am adus cupa în România. Începe petrecerea? Petrecerea a început de aseară. Abia acum încercăm să ne revenim pentru că am cam lungit-o, dar da, va continua pentru că cred că merităm acest lucru. Messi a luat balonul de aur după prestația la mondiale. Tu ce aștepți să primești după mondialul ăsta? Messi e un alt nivel, da, este vorba de un sport diferit, dar după cum am spus, mă bucur că am obținut și acest rezultat personal și totodată mulțumesc și echipei că m-au ajutat, pentru că fără ei era mult mai greu să obțin și acest lucru. Cazacii au jucat pe un apartament și 20.000 de euro fiecare. Voi pe cât ați jucat? Nu știu ce să zic, pe ce au jucat cazacii și pe ce nu. Noi am jucat, să vă spun mai exact, pentru România și cu inimă pentru România. Așteptă colegii de la muncă să le faci cinste? Și colegii de la muncă și familia, abia aștept să-i revăd, pentru că m-au susținut la fiecare meci. După fiecare meci aveam sute de mesaje de încurajare, de bucurie și abia aștept să-i revăd pe toți. Dar poți să ne spui unde lucrezi tu, că Alex te-a lăudat astăzi, că dimineața mergi la muncă, după la antrenamente. Te recomandat în Liga a doua. Da. Cel puțin. Adică dacă ar fi fost antrenor, te-ar fi luat în Liga a doua. Da, lucrez la un depozit de materiale de construcții, la un prieten de-al meu, mă ocup cu transporturile și pe această cale țin să-i mulțumesc și lui pentru sprijinul acordat, pentru că mă ajută foarte mult în ceea ce fac. Crezi că se poate schimba ceva apropo de asta, să fiți profesioniști cu adevărat, să câștigați pe măsură? Sincer să fiu, nu știu ce se va întâmpla, dar e păcat că un asemenea sport nu este mai văzut, mai... Nu știu cum să explic în cuvinte, dar m-aș bucura enorm de mult să fie ceva care să fie și pentru noi mai profesionist.